faptul că totul se întâmpla la Gorj încurca într-un fel multe dintre planurile celor care de fapt din umbră controlează la ora aceasta sistemul. E mult mai ușor din București să canalizezi, de exemplu, diferite investiții spre diferite companii pe care le agresezi, să canalizezi diferite contracte de energie spre firme sau spre traderi e favorabil, să spun așa, prietenoși, decât din Târgu Jiu. Din Târgu Jiu, controlul pe care pot să-l aibă cei care conduc cu adevărat era relativ redus. Exista un grad de independență al directoratului care, indiferent ce s-ar spune și cât am fi fost noi blamați, lucram în interesul zonei în care și noi trăiam. Eram toți interesați să rămână banii în Gorj, să rămână valorile în Gorj, să rămână locuri de muncă în Gorj, nu în altă parte. Gândiți-vă că sediul acesta central este populat, sediul social, cu aproape 600 de lucrători cu salarii bune. Autoritățile locale încasează bani frumoși de pe urma acestor salarii. Și gândiți-vă că la ușile de la director general până la director de, eu știu, carieră sau în SNLO, până la cei 20 de directori, stau în fiecare zi zeci de oameni de afaceri care vin în interesul propriilor afaceri în fiecare zi în Gorj și stau la, eu știu, la hoteluri din Gorj, mănâncă la restaurante din Gorj și așa mai departe. Domnule Ciurel, de asta interesul nostru a fost întotdeauna să ținem sediu aici. Cum să spun, au apărut mereu probleme de ordin politic, atacuri la Ponta, dar până la urmă Ponta a fost cel care a făcut mișcarea aceasta pe care a promis-o și a adus. Am înțeles. Domnule Ciurel, aș reveni puțin pe procedura de mutare a acestui sediu. Am înțeles eu bine, la început trebuie să fie de acord directoratul, apoi se ajunge în CS? Da. Din moment ce se află pe ordinea de zi a Consiliului de Supraveghere, asta înseamnă că directoratul și-a dat acordul pentru mutarea sediului? Sigur. Și directoratul, din păcate, poate să-și dea acordul acum cu doar două voturi. Adică domnul Ciobotărică, împreună cu echipa cu care conduce, este de acord ca acest sediu să se mute în București? Din câte știu, au fost doar două voturi. Au fost doar două voturi, deci doi dintre membrii directoratului n-au votat, doi au votat. Cu unul din ei, cu promisiunea că va rămâne aici.